Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Jurnal. Spaimă mare pentru o familie din Onești. O fetiță de doar 13 ani a dispărut de acasă în prima zi de Crăciun. A fost găsită abia a doua zi într-o zonă împădurită. Fata nu prezenta urme vizibile de violență, dar se afla în stare de șoc. Ne aduce detalii domnul Sorin Merlușcă, purtător de cuvânt Gruparea Mobilă de Jandarmii Bacău. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața. Așadar, în ce stare era fata în momentul în care ați găsit-o mai exact? Înțelegem, în stare de șoc, și cum a ajuns acolo? Deci, în ziua de 26 decembrie, un echipaj de jandarmerie care se afla în misiunea de verificare a persoanelor carantinate pe raza comunei Sânduleni a fost informat de către polițiștii din zonă despre faptul că o minoră de 13 ani a dispărut de la domiciliu de pe data de 25 decembrie. Împreună cu colegii polițiști, jandarmii au început căutările în zonele apropiate locuinței sale din satul Coman. După aproape o oră, în urma unor discuții avute cu localnicii, le-a fost indicat un loc unde ar fi fost văzută fata. S-au deplasat la fața locului, ceea ce înseamnă undeva la 2-3 km de satul Coman, iar la față de drumul național 11 Bacăonești, la 1 km în pădure, a fost găsită fata. Ea nu prezenta urme vizibile de violență și era în stare de șoc și nu a putut să dea detalii despre cum a ajuns acolo. Am anunțat colegii polițiști care au preluat fata și au dus-o la Onești, la secția 3 rurală, pentru considerarea cercetărilor și să stabilească împrejurările care au dus la dispariția sa. Părinții fetei ce au spus? Ce au declarat? S-a întâmplat să mai plece de acasă în trecut? Părinții fetei nu știau nimic, au venit pe rând acolo, erau și ei în stare de șoc. Noi, practic, ne-am făcut datoria și apoi polițiștii urmează să continui cercetările și stabilească toate împrejurările care au dus la această situație. Spuneți că fata a fost dusă la Onești, așadar nu a fost înapoi dusă la domiciliu. Nu, a fost dusă la poliție și exact cum sunt procedurile în aceste cazuri, colegii polițiști o să ducă la spital, consiliere psihologică și toate chestiile care implică. Am înțeles. Mulțumesc tare mult pentru această intervenție, Sorin Merlușcă, purtător de cuvânt Gruparea Mobilă de Jandarmii Bacău, a fost în direct alături de noi. Continuăm acum Jurnalul. S-a împlinit un an de când în România, dar și în întreaga Uniune Europeană, a început administrarea vaccinului anticovid. Pe 27 decembrie, Mihaela Anghelu, asistentă medicală de 26 de ani de la Institutul Matei Balci din Capitală, devenea primul român care se vaccinează împotriva virusului SARS-CoV-2. De atunci, țara noastră a mai înregistrat peste 7,9 milioane de români care s-au imunizat măcar cu o doză. Din păcate, însă, la un an de la debutul campaniei de vaccinare în țara noastră, autoritățile nu au reușit să își îndeplinească ținta de cel puțin 70% de cetățeni vaccinați, necesară pentru așa numita imunitate de turmă. În urmă cu fix un an, Mihaela Anghelu, asistentă medicală în vârstă de 26 de ani de la Institutul Matei Balci din Capitală, devenea primul român vaccinat cu virusul SARS-CoV-2. Vaccinarea Mihaelei Anghelu era una simbolică, întrucât ea a făcut parte din echipa de medici care a tratat primul caz de COVID-19 depistat pe teritoriul țării noastre. Cum a fost când ați aflat că veți fi prima persoană din România vaccinată? N-am știut cum să reacționez, nu m-am întrebat nici măcar o secundă de ce am fost eu aleasă, pur și simplu am spus da și am ajuns aici. Simt și sper să fie începutul și sfârșitul acestei pandemii. Sper, din tot sufletul, să putem să ne reluăm activitățile care erau la ce în mod normal. Nu a durut absolut deloc, este cel mai nedureros vaccin, pot să spun, pe care l-am făcut până acum. Ce le transmiteți românilor care nu vor să se vaccineze sau care nu sunt siguri? Le transmit să deschidă bine ochii și să vină să se vaccineze, să putem să scăpăm de greutatea asta care ne apasă pe toți și să nu mai aștepte să se îmbolnăvească ei sau cei dragi ca să-și dea seama că există această boală. În ciuda îndemnului asistentei medicale, dar și a faptului că am beneficiat în același timp de vaccin ca și statele civilizate din Uniunea Europeană, România nu a reușit să-și convingă populația să se vaccineze. În țara noastră s-au vaccinat puțin peste 7,9 milioane de persoane, cu un număr total de peste 15,7 milioane de doze administrate. Chiar dacă pare un număr impresionant, vorbim de numai aproximativ 41% din populația totală care a ales să se
imunizeze mult sub obiectivul de 70% necesar pentru vaccinare. O combinație letală formată dintr-o campanie de vaccinare sterilă, măsuri haotice luate de oficiali în ceea ce privește vaccinarea, un sistem public de sănătate deficitar, dar și teoriile conspirațiilor care s-au răspândit în rândul românilor mai ceva ca virusul, a făcut din țara noastră ținta perfectă pentru COVID-19, în ciuda faptului că am avut la îndemână cea mai eficientă armă pentru combaterea pandemiei. Astfel, România a întâlnit o rată de mortalitate imensă în timpul valului 4. La începutul lunii noiembrie, țara noastră a înregistrat aproape 600 de decese, în contextul în care tulpina Delta a făcut ravagii în sânul comunităților nevaccinate. Nici ultimele controverse cu privire la legea certificatului verde nu au ajutat vaccinarea. Astfel, în ultimele zile s-au înregistrat cele mai slabe cifre cu privire la vaccinarea cu prima doză, cu numai câteva sute de români care au decis să se imunizeze. Așadar, la un an de la prima doză administrată în România, campania de vaccinare a intrat în colaps. Doar câteva mii de doze s-au făcut în ultimele zile, iar guvernanții parcă dau apă la moara antivacciniștilor, amânând la infinit adoptarea certificatului verde. O situație pe care ne o detaliază colega mea, Gabriela Mihai. Bună dimineața, Gabi, te ascultăm, ești în direct. Bun găsit! La un an de când a fost administrată prima doză de vaccin împotriva COVID-19 în țara noastră, cifrele arată că în ultimele 24 de ore s-au vaccinat puțin peste 400 de persoane cu prima doză. Iar asta pentru că am văzut campania de vaccinare nu prea mai funcționează, iar până acum în țara noastră s-au vaccinat aproximativ 7,8 milioane de români. Important însă de menționat este că din cauza COVID-19 au fost înregistrate de la începutul pandemiei și până acum puțin peste 58.000 de decese din cauza COVID-19, iar în cazul persoanelor infectate vorbim despre 1,8 milioane de români care au fost testați pozitiv de COVID-19 până acum. Vedem așadar că ne aflăm în fața valului 5, iar autoritățile ar trebui să ia măsuri pentru prevenirea acestui val. Am văzut că la nivelul țărilor europene s-au pus, de exemplu, interdicții în privința petrecerilor care ar putea avea loc cu ocazia acestor sărbători de iarnă, cu ocazia anului nou. Nu sunt permise acele festivități în mai multe țări din Uniunea Europeană, cum ar fi Germania, Franța, Italia, nici în Marea Britanie nu sunt permise astfel de festivități, din cauza faptului că a crescut foarte mult numărul persoanelor care au fost testate pozitiv pentru COVID-19. Însă vedem că în țara noastră, în această perioadă, sunt relaxări. Vom vedea ce măsuri vor lua autoritățile. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, pregătește un pachet de măsuri, astfel încât să nu ne ia prin surprindere valul 5. Pe de altă parte, vedem că acel certificat electronic COVID, care ar fi trebuit să fie adoptat până la finalul acestui an, a fost blocat chiar de liderii coaliției de guvernare, după ce aceștia au avut o discuție cu președintele României, Klaus Iohannis. În urma acelei discuții au constatat că în proiectul de lege scris de Ministerul Sănătății ar fi mai multe motive de neconstituționalitate. Tocmai din această cauză proiectul ar trebui modificat. Însă Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, consideră că dacă ar fi modificat acel proiect, atunci nu ar mai avea niciun sens. Vom vedea până la urmă care vor fi deciziile autorităților în contextul în care ar putea avea loc o nouă ședință a coaliției de guvernare, tocmai pentru a lua o decizie în ceea ce privește acest certificat electronic COVID la locul de muncă. Gabi, mulțumim pentru toate aceste informații și continuăm discuția pe acest subiect cu doamna dr. Beatrice Maller, managerul Institutul Marius Năsta din Capitală. Bună dimineața și vă mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal. Bună dimineața! Așadar, iată, la un an de la administrarea primului vaccin stăm cum nu se poate mai prost la rata de imunizare. Iată, suntem mult sub obiectivul de 70% necesar pentru vaccinare. Ce să înțelegem din acest lucru? Unde s-a greșit și ce se mai poate face? Aș începe cu părțile bune. Avem un an din momentul în care am început vaccinarea în România și s-au salvat foarte multe vieți pentru că o mare parte din populație a înțeles nevoia de vaccinare. Sigur, ne-am propus mult mai mult,
ne-am fi dorit să ajungem la rate mult mai mari de vaccinare. Nu știu dacă s-a greșit sau poate că e un istoric pe care trebuie să ne-l asumăm, o lipsă de informare medicală, de educație medicală care a lipsit în ultimii zeci de ani din societatea românească și care probabil va trebui să luăm în calcul în viitor, dar cu siguranță s-au salvat multe vieți prin vaccinare în România, cu siguranță s-a produs o discuție la nivel de societate care a adus în plan nevoia tratamentului profilactic care lipsea aproape total din orice schemă de tratament sau din viața publică până în acest moment. Acest an a adus schimbări importante, sigur ne dorim mai mult, sigur ne dorim să înțelegem că până la urmă tratamentul profilactic pentru orice boală, atâta timp cât există, trebuie să fie opțiunea pentru fiecare persoană. Ce impact va avea asupra creșterii numărului de cazuri, doamna doctor, faptul că certificatul verde este amânat la nesfârșit? Pentru că vedem că în țările unde a fost impus, rata de vaccinare este mai mare. Cred că aici este o decizie politică pe care cei care au în grijă acest aspect trebuie să o discute și să o prezinte. Din punctul meu de vedere, atât testarea pentru depistarea infecției, cât și vaccinarea sunt două priorități care fac parte dintr-un ansamblu care înseamnă sănătatea populației, iar în acest moment ambele sunt prioritare pentru România. La ce să ne așteptăm după această perioadă de liniște în care ne aflăm acum? Iată, sunt cazuri puține de COVID-19, însă sunt sărbătorile, au revenit mulți români în țară. La ce să ne așteptăm, iată, după această vacanță? Sigur, ne așteptăm cu toții ca începutul anului viitor să ducă la o creștere a numărului de cazuri, pentru că varianta Omicron circulă în Europa și va ajunge cu siguranță să aibă o transmitere intensă și în România. Veștile bune care vin din țările europene sunt legate de formele pe care le dă Omicron și asta oarecum ne liniștește dacă ne gândim la și comparăm cu ceea ce însemna varianta Delta. Sunt tot mai multe informații că această variantă nu va duce o presiune crescută pe spitale. Ar fi bine să fie așa. Vom vedea care va fi impactul pentru România, ținând cont că, așa cum ați spus și dumneavoastră, rata de vaccinare este diferită în România față de țările din vest. Faptul că această variantă Omicron este, iată, mai provoacă forme mai ușoare ale bolii, însă ne putem aștepta, din datele pe care le avem până acum, să lase anumite sechele la fel de serioase precum varianta Delta? Din informațiile care le avem acum, nu există acest risc. Sechelele sunt strict legate de evoluție severă a bolii, de un impact al formei acute la nivelul organismului care să fie important. Prin urmare, o formă ușoară de boală va aduce o recuperare post-evoluția bolii foarte, foarte bună și atunci îngrijorarea n-ar trebui să fie mare. De aceea este important abordarea oricărei infecții printr-o terapie profilactică. Adică trebuie să ne gândim ce putem face să avem o formă cât mai ușoară de boală înainte de a ne îmbolnăvi. La cum arată situația acum? Este posibil ca în scurt timp, iată, spre final de iarnă sau poate chiar început de primăvară, variantele Omicron și Delta să circule în paralel în țara noastră? Așa cum vedem și în țările din vest, Omicron a devenit majoritar în Marea Britanie, deși începuse cu un val Delta. Probabil că una din tulpini va domina și de regulă va domina tulpina care are transmiterea cea mai intensă. Nu cred că pentru populația generală este atât de importantă forma cu care vor dezvolta boala atât timp cât ei sunt imunizați, dar este extrem de important atunci când există transmitere comunitară să respectăm poate și mai mult ceea ce știm deja, să limităm transmiterea infecției, să ne protejăm de infecție prin metode care nu pot să spun că ne fac plăcere, adică purtarea măștii și evitarea contactului foarte strâns în perioadele de transmitere comunitară intensă, dar sunt utile pentru pe termen lung. Pentru că
Iată, ne așteptăm la un val 5, așa cum spun mai toți experții în sănătate, la 3 săptămâni aproximativ după ce acesta a apărut deja în străinătate. Institutul Marius Nasta este pregătit pentru preluarea unui număr mare de pacienți în valul 5, dacă ar fi vorba de un val mai mare față de cel anterior? Nu mai mare decât am preluat în celelalte valuri, iar dacă acest lucru ar fi necesar, ar însemna ca pacientul cu boală cronică să nu mai aibă acces la servicii de sănătate, ceea ce este, din punctul meu de vedere, inadmisibil. Este important în acest moment să găsim un echilibru în a asigura asistență în același timp și pacientului cu boală cronică și pacientului sau cu afecțiuni acute, dar și pacientului cu infecție SARS-CoV-2. Este obligatoriu pentru sănătatea poporului român să facem asta. Ce trebuie să știe oamenii la un an de la apariția vaccinului? Un mesaj pentru cetățeni, doamna doctor. Este extrem de important să luăm în calcul în viața noastră tratamentul profilactic, să luăm în calcul vaccinarea ca metodă de creștere a imunității pentru orice afecțiune și să avem încredere în descoperirile științei care se fac cu siguranță în folosul omenirii. Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste precizări și pentru intervenția în jurnal. Beatrice Mahler, manager Institutul Marius Nasta din Capital, a fost în direct prin telefon alături de noi. Mergem mai departe acum cu știrile. Moș Crăciun s-a vaccinat și cu doza de rapel. Reprezentanții campaniei oficiale de imunizare au publicat ieri pe pagina de Facebook RoVaccinare povestea lui Moș Crăciun, care s-a imunizat anticovid, iar apoi a fost internat la spital. Dragilor, nu înțeleg de ce memoria vă este atât de scurtă. Anul trecut pe vremea asta încercam, spuneam rugăciuni, ne rugam la Doamne, Doamne, să se inventeze odată acel vaccin care să ne salveze de boală. Moșul spune că în martie s-a vaccinat cu vaccinul companiei AstraZeneca, în ciuda tuturor zvonurilor care existau despre acest vaccin. M-am prezentat, am făcut un vaccin AstraZeneca, care spuneau oamenii că îți produce tot felul de embolii, de boli, că te ucide, că și așa mai departe. Am vorbit cu prietenii mei, doctorii, medicii de la Spitalul Militar Central. Și am întrebat, oameni buni, cum este? Și mi-a spus, moșule, ai încredere în noi, trebuie să-l faci vaccinul ca să te protejezi, că tu și așa ai niște probleme de sănătate. În ciuda dozei de vaccin, la câteva zile după, a fost testat pozitiv și internat la spital în stare gravă. Moș Crăciun evolua din ce în ce mai rău, am sunat din nou la spital, s-a trimis imediat o mașină după mine, am fost internat și 7 zile am stat legat la oxigen, perfuzii și am fost salvat. Am fost într-o stare gravă de COVID de ziua mea. Mesajul se încheie cu sfatul lui Moș Crăciun de a asculta de medici și de a merge să ne vaccinăm. Dacă nu erau medicii să mă salveze, astăzi Moș Crăciun nu mai vorbea. De aceea, dragilor, mergeți pe mâna acestor oameni care au testat atâta și atâta. Ei însuși sunt față în față cu acest inamic invizibil. Boala există și vaccinul există. Alegerea e a voastră însă. Criza prețurilor din energie afectează și industria farmaceutică. Astfel, patronatul producătorilor din industrie avertizează că în curând vor renunța să mai producă medicamentele care se vând sub prețul de producție dacă autoritățile nu vor lua măsuri. Primer, patronatul producătorilor industrial de medicamente din România au arătat că producția de medicamente din România este pusă în pericol de creșterea astronomică a prețurilor la energie electrică și gaze. Astfel, sute de medicamente sunt vândute sub prețul de producție, iar Ministerul Energiei nu a luat nicio măsură. Majorarea masivă a prețurilor la energie și gaze ne-a determinat să trimitem o adresă în data de 3 decembrie 2021 către Ministerul Energiei, prin care solicităm ca măsură temporară plafonarea prețului energiei electrice la 400 lei megawatts pe oră. Însă Ministerul Energiei nu a răspuns solicitării noastre. În primăvara acestui an, furnizorii de energie au avertizat asupra creșterii explozive a prețurilor la electricitate și gaze, în timp ce autoritățile recomandau să ne îndreptăm către piața liberă pentru că prețurile se vor stabiliza, fapt care a fost contrazis de realitate, au declarat reprezentanții Primer, organizație care reunește cele mai
importante 19 situri de fabricație de medicamente din țară. Potrivit Primer, creșterea de cel puțin 6 ori a prețului la gazele naturale pune o presiune uriașă pe costurile de fabricație ale producătorilor de medicamente din țară. Astfel arată sursa citată, reculul prețurilor la energie și gaze generează rentabilitatea negativă pentru sute de medicamente fabricate în România, ale căror prețuri nu pot fi crescute pentru că ar afecta accesul la tratament a sute de mii de pacienți, mulți dintre aceștia cu posibilități financiare reduse. Primer anticipează în următoarele luni prețuri la electricitate de peste 2000 de lei megawatt pe oră, iar în aceste condiții se văd nevoiți să înceapă să scoată din fabricație medicamente care generează pierderi cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare, dacă Ministerul Energiei nu va lua nicio măsură. Legea educației a suferit noi schimbări în Senat. Potrivit ultimelor modificări, creșele ajung să primească inclusiv nou-născuți. A crescut și numărul de copii care pot fi înscriși la o unitate de învățământ. Prin proiectul adoptat în calitate de for decizional, Senatul introduce grupe și la creșă, ca la grădiniță, coboară vârsta preșcolarilor care pot fi înscriși până la cea unui nou născut, față de 11 luni cât prevăzuse până acum ministerul, și totodată majorează semnificativ numărul de copii care pot fi înscriși în aceste noi grupe. Concret, înainte se puteau înscrie copii cu vârste între 11 luni și 3 ani. Acum grupa de vârstă acceptată este 0 luni, 3 ani, împărțirea nemai fiind într-o singură grupă cu 7 copii în medie, dar nu mai mult de 9 și nu mai puțin de 5, ci în felul următor. Grupa mică 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9. Grupa mijlocie 12 copii, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 15 pe grupă. Grupa mare 12 copii, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 20 de copii pe grupă. O altă modificare importantă este dată de faptul că senatorii au schimbat forma aprobată de guvern, astfel încât toate creșele existente, inclusiv cele care sunt și rămân la consiliile locale, să devină acreditate prin efectul legii. Acreditarea este sinonimă cu primirea finanțării de 15.000 de lei per copil antrepreșcolar în cursul unui an și cu faptul că aceste creșe nu mai trebuie să îndeplinească rigorile cerute de Agenția Română pentru asigurarea calității în învățământul preuniversitar. Cele care se înființează după apariția acestei legi vor fi obligate să treacă prin procesul de autorizare și apoi acreditare. Un tânăr de 15 ani era să își piardă viața după ce a căzut de pe ATV și s-a prăbușit peste 10 metri într-o râpă. Incidentul a avut loc în Munții Baiului. Băiatul a fost salvat la timp de echipele din Bușteni, dar a suferit o fractură deschisă cu hemoragie la piciorul drept. Tânărul de 15 ani se afla cu tatăl său și cu alți prieteni la o plimbare cu ATV-urile pe un drum foarte alunecos, acoperit cu zăpadă din Munții Baiului. Nu se știe din ce motiv băiatul a căzut de pe vehiculul de teren și s-a prăbușit peste 10 metri într-o râpă. Când au ajuns la el, salvamontiștii din Bușteni l-au găsit în stare foarte gravă. Avea fractură deschisă cu hemoragie la un picior. Salvatorii montani și cei de la ISU i-au acordat primele îngrijiri, apoi l-au transportat pe targă până la drumul forestier. De acolo, băiatul a fost preluat mai întâi de un vehicul al salvamont și coborât de pe munte, apoi de un echipaj smurd și dus de urgență la spital. Inundații masive în 5 județe din Apuseni, zona aflată sub cod portocaliu de revărsare de ape, până astăzi mai multe râuri s-au umflat și au inundat suprafețe întinse de teren. Un bărbat a fost la un pas să fie înghițit de pământul devenit extrem de moale din cauza căderilor de apă și de 200 de litri pe metru pătrat. În Albarieșul, ieșit din matcă, a devenit amenințător pentru barajul Mihoiești și toată Valea Sohodorului. Oamenii de acolo au fost avertizați prin mesaj de tip roalert să stea în case. Aceste imagini cu ape umflate și amenințătoare sunt din zona barajului Mihoiești, ridicat pe râul Arieș, pentru care fusese emis cod roșu de inundații. Ploile abundente și de 170 de litri pe metru pătrat și scurgerile de pe versanți au pus autoritățile în alertă. Hidrologii stabiliseră și cod portocaliu pentru alte râuri din Alba, dar Arieșul a dat cele mai multe bătăi de cap. Populația orașului Câmpene, aflat în zona barajului Mihoiești, a primit mesaj roalert să rămână în case. Serviciul Gospodirea Apelor gestionează barajul de la Mihoiești și sunt deja specialiști acolo începând de ieri și pot regla în caz că este nevoie din baraj să ajusteze debitul de apă.
Apele umflate ale Arieșului au făcut prăpăd pe toată Valea Sohodol, au rupt drumul comunal și mai multe podețe. Am avut probleme pe două drumuri, pe un drum comunal în comuna Sohodol, unde a fost rupt drumul, și pe un drum vicinal în orașul Abrud. Este vorba de scurgeri de apă. În satul Poiana Sohodol sunt 20 de case. La oamenii de acolo se ajunge acum doar pe șoseaua care vine dinspre Roșia Montană. Specialiștii au intervenit cu un buldoi excavator pe Valea Sohodol pentru a lărgi albia și a permite scurgerile de ape. Avem echipaje începând de azi noapte de la ISU, jandarmi, poliție, SVSE-urile locale, drumuri naționale, Serviciul Gospodării Apelor și drumuri locale vor rămâne în teritoriu atâta cât este nevoie. Până mâine încă mai sunteți sub incidența unui cod portocaliu. Natura s-a dezlănțuit cu putere și asupra zonei Bucium de pe Valea Seșii și ea străbătută de același amenințător râu Arieș. Apele s-au revărsat și în județul Bihor. Un bărbat a fost salvat de pompierii din Beiuș după ce a fost surprins de creșterea bruscă a apelor. Omul lucra la stația de epurare și nu a mai putut traversa terenul arabil pentru a ajunge la drumul principal. În unele locuri, apa era adâncă și de un metru. În județul Hunedoara, apele Crișului Alb s-au revărsat peste suprafețe de teren și peste drumul județean 762 Baia de Criș-Rișca. Mai multe gospodării din zona barajului Mihăilen și un drum național puteau fi și ele inundate în orice moment. Cotele de atenție au fost depășite și pe râurile din Bihor. Echipele de la Apele Române Crișuri au sprijinit autoritățile să intervină pe Crișul Pietros în dreptul localității Drăgănești. Pericolul a planat de altfel asupra întregului bazin hidrografic Crișuri. Au fost cumulări ale precipitațiilor de până la 200 de litri pe metru pătrat în tot județul Bihor. Tot în județul Bihor, în zona municipiului Beiuș, Crișul Negru s-a umflat și a amenințat gospodăriile de acolo. În județul Mureș, un braț a deversat, iar apele învolburate au inundat mai multe gospodării și un drum județean. În Caraș Severin a fost emis un cod roșu pentru râul Bistra și a fost depășită cota de inundație. Localitatea Rusca Montană a rămas fără curent electric. Pericolul de inundații încă persistă pentru că hidrologii au emis un cod portocaliu în acest sens, valabil până în a treia zi de Crăciun. Lacrimi și durere fără margini în localitatea Pușca și din județul Iași, femeia împușcată de fostul concubin italian a ajuns acasă într-un sicriu alb și bărbatul și-a găsit sfârșitul după ce a decis să își pună capăt zilelor în ciuda intervenției disperate a medicilor. Convoiul funerar, format din mai multe mașini, a ajuns în localitatea Pușcaș în prima zi de Crăciun. Spre seară și a făcut în conjurul satului. Numeroși oameni au ieșit la porți, iar alții au așteptat-o cu flori și lumânări acasă la părinții femeii. Dana, așa cum îi spuneau prietenii și familia, a fost adusă într-un sicriu alb. A ajuns acasă așteptată de familie și apropiați care i-au strigat numele îndurerați. De la înmormântare a lipsit mama Danei, cea care a făcut un infarct sever în ziua când s-a întâmplat crima aceea. Copila. Mama este internată la clinica de cardiochirurgie din Iași. Ea și-a dorit din tot sufletul să se întoarcă acasă ca să-și conducă fica pe ultimul drum, însă medicii cardiologi nu și-au dat acceptul. Cetățeanul italian care a împușcat-o pe Loredana Ioniță, fosta lui soție în plină stradă cu mai multe focuri de armă, a murit și el la spitalul din Drobeta, Turnul Severin. Bărbatul era în stare gravă deoarece după ce a împușcat-o pe femeie a încercat să se sinucidă și s-a împușcat în abdomen. Medicii l-au operat 6 ore, dar starea lui era foarte gravă și ulterior a decedat. Povestea cu sfârșit tragic a început în urmă cu 5 ani în Italia, unde Claudio și Loredana s-au cunoscut, iar la scurt timp s-au și căsătorit. A urmat o perioadă în care relația părea să funcționeze, iar cei doi postau mesaje și fotografii din insule exotice. Însă bărbatul avea crize de gelozie care au și dus la despărțire. Loredana s-a întors în România unde a încercat să-și refacă viața. Românca era acum cu un alt bărbat și chiar și-au deschis împreună o mică afacere, o firmă de pompe funebre. Italianul a venit după ea și a ucis-o cu sânge rece chiar în fața magazinului de pompe funebre. A tras un glonț. Cred că două. Aceea că nu te-a împușcat-o în magazin. Împușcat-o și în magazin.
Înțelegeți? Da. De acolo de unde a fugit. Și ea cred că aici n-a mai putut și a căzut. Săraca. Trașă aici. Ea fugea spre casă. Nu, ea se bage aici în scară, sipitule. I-aș da seama că nu mai e nicio scăpată. O să au fost urbat de-l mai în pușcă el ca să fie sigur că muri. Apa a tras de mai multe ori? O dată a tras. Așa. Atât am văzut Maia. Atât am văzut. Când am ieșit afară, când am început alertă toată lumea, că e o femeie asta de la coroane, că e, doamne, am rămas așa. De cum dar de mereu e șocat? Poate, uite, vorba știa, ziceam ceva, dacă aia că e o... Ce este mai tragic este că lacrima au asistat și cei trei copii ai Loredanei, din care doi chiar din relația pe care a avut-o cu criminalul. Se lasă cu plângeri penale în urma protestului din fața Palatului Parlamentului. PNL și PSD vor să îi acționeze în instanță pe cei de la AUR, pe motiv că ar fi folosit simbolurile naziste. Mai exact, acestea ar fi fost folosite de către manifestanții care au forțat pătrunderea în curtea instituției. Alexandru Moraru, deputat PNL și consilier al premierului pe probleme privind xenofobia și antisemitismul, a transmis pe pagina de Facebook că a fost deja sesizat parchetul general și poliția în urma folosirii simbolurilor naziste. Simbolul nazist folosit de unii manifestanți în cadrul protestului din fața Parlamentului României, la care au luat parte și demnitarii grupului parlamentar AUR, reprezintă o infracțiune flagrantă care trebuie imediat investigată și sancționată ferm, a transmis consilierul premierului. Acesta a mai scris că este inacceptabil ca statul român să tolereze un astfel de comportament care ar putea fi considerat drept o insultă la adresa victimelor nazismului, precum și față de urmașii acestora. Reacția lui Alexandru Moraru a venit după ce un protestatar AUR a desenat svastica pe steagul Uniunii Europene. Totodată, deputatul PNL a precizat că AUR ar trebui scos în afara legii după ce membrii săi au instigat la nerespectarea legii și ordinii publice. George Simion chiar a îndemnat românii care s-au întors acasă cu ocazia sărbătorilor să iasă la colindat și să-și viziteze rudele. În replică, George Simion a postat un filmuleț în care îi recomandă consilierului PNL medicamente pentru tratarea anxietății. Dragii mei, suntem în luna cadourilor, în luna în care cu toții trebuie să fim mai buni. Așa că încercăm și noi să ajutăm persoanele mai sărace cu duhul. Am văzut niște declarații de la un politician de la PNL Iași, un domn Muraru, că vrea să ne interzică, ne-a făcut plângeri, vrea scoaterea AUR în afara legii. Așa că am fost la farmacie și am făcut niște cumpărături să-i trimitem de Crăciun și de Revelion. Niște Xanax, domnului Muraru. Inconștiență la volan pe un drum din Bihor, un șofer de tir beat a fost la un pas să provoace o tragedie. Bărbatul mergea cu mastodontul pe contrasens, în timp ce alți participanți la trafic îl claxonau în speranța că îl vor determina să oprească. Într-un final, șoferul a oprit tirul, iar doi martori au reușit să îi ia cheile ca să nu plece înainte de sosirea polițiștilor. Imaginile filmate de la bordul unei mașini aflate în spatele autotrenului arată cum mastodontul intră de nenumărate ori pe sens opus. Șoferul este claxonat și primește flash-uri din partea celorlalți participanți la trafic, care reușesc la secundă să se ferească din calea lui, dar nimic nu pare să-l tulbure. Slalomul autotrenului durează secunde în șir. Într-un final, șoferul tirului trage pe dreapta. Individul în vârstă de 42 de ani din Belarus este asaltat de alți doi bărbați care, într-un moment de neatenție, reușesc să-i sustragă acestuia cheile din contact. La sosirea echipajelor de poliție, șoferul inconștient a fost verificat cu aparatul alcool test, iar în urma evaluării a reieșit că avea o alcoolemie de 1,38 în aerul expirat. Pe numele șoferului de tir a fost deschis un dosar penal. El va fi cercetat pentru că a condus băut, faptă care l-ar putea costa ani grei de stat în închisoare. Gigi Becali are parte de o concurență neașteptată în Liga 1 din partea unei tinere de doar 22 de ani. Este vorba despre Rebecca, nimeni alta decât fiica impresarei Ana Maria Prodan, care a fost numită manager la formația de pe ultimul loc din Liga 1, Academica Clinceni.
Tot mai multe orașe europene anulează petrecerile de Revelion ca urmare a răspândirii galopante a tulpinii Omicron. Detaliem subiectul după pauză, când revenim și cu alte informații externe. Rămâneți alături de noi! Din nou în direct, doamnelor și domnilor, medicul Anthony Fauci, principalul consilier al Casei Albe în ceea ce privește gestionarea pandemiei, a avertizat cu privire la creșterea numărului de cazuri din cauza variantei Omicron. Fauci îndeamnă pe americanii să nu se culce pe ureche, în ciuda faptului că noua tulpină nu ar fi la fel de severă ca cele precedente. Is to make sure, given the rapid spread of this extraordinary variant, that we don't get an overrun on hospitals, particularly in those regions in which you have a larger proportion of unvaccinated individuals. Anthony Fauci avertizează pe americani să nu se culce pe ureche. Really confirm that. They're seeing less of a severity in the form of manifestations by hospitalizations. The issue that we don't want to get complacent about, John, is that when you have such a high volume of new infections, it might override a real diminution in severity, so that if you have many, many, many more people with a less level of severity, that might kind of neutralize the positive effect of having less severity. O criză majoră peste ocean este cea a testărilor, însă Fauci susține că aceasta se va rezolva în ianuarie. When the demand for testing is so high, where the combination of the Omicron variant itself, as well as the holiday season where people want to get that extra level of assuredness that they're protected even if you are vaccinated and boosted. One of the problems is that that's not going to be totally available to everyone until we get to January, and there are still some issues now of people having trouble getting tested, but we're addressing the testing problem, and that very soon that will be corrected. Tulpina Omicron a lovit destul de puternic Statele Unite, unde săptămâna trecută s-au înregistrat chiar și peste 300.000 de cazuri pozitive în doar 24 de ore. Deși au mai rămas doar câteva zile până la trecerea în noul an, rând pe rând, marile orașe din lume anulează evenimentele de Revelion, totul din cauza tulpinii Omicron, care a pus în gardă întreg mapamondul. Orașele precum Atena, Berlin, New Delhi, Paris, Roma și Londra au decis să anuleze focurile de artificii din noaptea dintre ani. În New York, sărbătoarea de Revelion din Times Square va fi de proporții mai mici, cu mai puțin petrecăreți și toți cei care participă vor fi nevoiți să poarte mască. Și ministrul sănătății din Grecia a declarat că toate sărbătorile publice de Crăciun și Anul Nou sunt anulate. În Bangkok s-au luat mai multe măsuri suplimentare de siguranță. Participanții vor fi nevoiți să prezinte un certificat de vaccinare sau un test negativ și să-și confirme prezența. În Dubai, Las Vegas, Rio de Janeiro, Sydney și Taipei au rămas în picioare evenimentele cu ocazia anului nou. Desigur că măsurile de distanțare socială sunt încă în vigoare. Președintele Rusiei Vladimir Putin a amenințat că în cazul în care NATO nu-i acordă garanțiile de securitate pe care le cere cu privire la extinderea alianței către Est, acțiunile sale vor depinde de propunerile pe care îi le prezintă experții militari. Moscova a transmis săptămâna trecută NATO și Statelor Unite proiecte a două tratate prin care cere încetarea extinderii blocului militar occidental către Est, pe care o consideră o amenințare la adresa Rusiei. Vladimir Putin a îndemnat Occidentul să-i satisfacă rapid revendicările și a amenințat cu măsuri militare și tehnice în cazul în care Occidentul continuă să fie agresiv în apropierea Rusiei. Altfel, se va sfătui cu experții săi militari, a amenințat liderul de la Kremlin. Родина нашего дома, вы сказали, если они не услышат сейчас и на этот раз нас, вы дали понять, что последует военно-технический ответ. Каким он может быть? Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты. Но я надеюсь, что все-таки и мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили, а для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически в рамках тех документов, которые мы им предложили.
Amenințarea lui Vladimir Putin vine după ce atât Statele Unite cât și NATO au refuzat să ofere Rusiei garanțiile pe care le-a cerut liderul de la Kremlin. Garanții care se referă la încetarea extinderii blocului militar occidental către Est și prin care NATO să se angajeze să nu integreze Ucraina. Răspunsul nu a fost însă cel așteptat de Putin. Ba mai mult, Uniunea Europeană și NATO amenință Rusia cu consecințe dure în cazul unei escaladări militare în Ucraina. În acest context, Consiliul NATO-Rusia s-ar putea reuni din nou în ianuarie, pentru prima oară după 2 ani și jumătate de pauză. Un oficial al NATO a confirmat că secretarul general al organizației, Jens Stoltenberg, a decis să convoace o reuniune a acestui Consiliu pe 12 ianuarie, iar la rândul său, Vladimir Putin a confirmat că în prima lună a anului viitor vor fi discuții între Rusia și SUA, însă fără să precizeze o dată fixă. Un tânăr de 19 ani înarmat a fost arestat pentru că a pătruns ilegal la castelul Windsor, unde regina Elisabeta a II-a se află de Crăciun. Din fericire, tânărul a fost reținut de poliție înainte să creeze probleme. Potrivit comunicatului poliției, o arbaletă a fost recuperată în urma percheziției intrusului. Bărbatul a fost luat apoi în custodie și supus unei evaluări a sănătății mentale. Poliția britanică a mai anunțat că de atunci bărbatul a fost internat în temeiul legii privind sănătatea mentală și rămâne în grija cadrelor medicale. Din fericire, autoritățile au reușit să-l oprească pe bărbat înainte să poată să pătrundă în vreo clădire. Regina, în vârstă de 95 de ani, sărbătorea nașterea domnului la Castel Windsor după ce a luat decizia de a nu se deplasa la Sandringham, destinația sa obișnuită de Crăciun din cauza pandemiei. Ea a fost însoțită la Windsor de fiul său, prințul Charles, și de Camila, ducesa de Cornwall. Deși nu sunt frecvente, intruziunile în palatele regale au loc ocazional. Poate cel mai faimos incident datează din 1982, când un bărbat pe nume Michael Fagan, care avea 31 de ani la acea vreme, a escaladat un perete al palatului Buckingham, s-a strecurat pe o fereastră deschisă și s-a îndreptat spre dormitorul reginei Elisabeta a II-a, care dormea. Regina nu a fost rănită, dar situația a stârnit întrebări serioase cu privire la securitatea palatului, mai ales când s-a dovedit că încercările ei repetate de a chema ajutoare au fost ignorate. Operațiune complicată de salvare a peste 150 de schiori rămași blocați pe telescaune într-o stațiune din statul american Utah. Aceștia au rămas blocați după ce telescaunele au suferit o defecțiune tehnică. ...167 de schiori au trebuit să fie salvați de pe telescaunele blocate în stațiunea Deer Valley din statul american Utah. La operațiunile de salvare au luat parte salvamontiști, angajații companiei care întreține telescaunele și chiar instructori de schi aflați la fața locului în acel moment. Rând pe rând, schiorii au fost coborâți cu frânghii de pe telescaune. Potrivit administrației stațiunii, telescaunele au rămas blocate în urma unei defecțiuni tehnice. Genul acesta de incidente ar fi însă extrem de rare în stațiunea respectivă. Și mergem acum la Georgiana Grădinaru ca să aflăm cum va fi vremea astăzi în capitală, dar și în restul țării. Bună dimineața, Georgiana! Vreme închisă la această oră. La ce să ne așteptăm pe parcursul zilei? Bună dimineața, Luiza! Bună dimineața, domnilor și domnilor! Este informare meteo pentru toată țara până mâine la ora 10, vor fi precipitații, depuneri de polei și vânt ceva mai puternic. Revin cu toate informațiile imediat. Te urmărim! Bun găsit, domnilor și domnilor! Până mâine la ora 10, România este sub informare de precipitații, dar și depuneri de polei sau vânt puternic, mai ales în regiunile de munte. Vântul va sufla cu peste 60-70 km pe oră. La această oră sunt în vigoare mai multe avertizări de tip nowcasting, de vreme severă iminentă. Până la ora 12 în județele Dolj, Olt și Vâlcea este cod galben de ceață, ce împiedică vizibilitatea la mai puțin de 200 de metri local. Totodată se va forma și poleiul și capitala este sub cod galben până la ora 11, va fi burniță ce determină depunere de polei. La fel în Constanța, până la ora 11 este cod galben de ceață. În aspectul vremii astăzi, meteorologii ne spun că vor fi precipitații, în special în regiunile de munte, în zona Moldovei și prin estul Transilvaniei vor fi ninsori, se va depune strat nou de zăpadă. În regiunea Maramureșului precipitațiile vor fi mixte, iar în restul țării vor fi mai ales
ploi. Se pot cumula cantități mai mari de precipitații în regiunea Moldovei și în zona Carpaților oriental și meridional, unde se pot cumula în jur de 10-15 litri pe metru pătrat, iar în sud-estul țării vor fi condiții de polei, la fel se va întâmpla în restul teritoriului, dar pe spații mai restrânse. Temperaturile zilei de astăzi vor fi cuprinse între minus 5 și plus 8 grade, însă în zona litoralului pot fi valori de până la 10, chiar 11 grade. În capitală vremea rămâne închisă, astăzi vor mai fi condiții să plouă în orele următoare, să se depună poleiul, temperatura aerului este în scădere față de zilele precedente, astfel că nu se pot înregistra mai mult de 2 grade cu plus, iar temperatura aerului până dimineață va coborî undeva la 0,1 grad. În zonele de munte astăzi va continua să ningă, se va depune strat nou de zăpadă, nisorile vor fi mai abundente în Carpații oriental și meridional, iar vântul va sufla cu peste 60-70 km pe oră în regiunile montane înalte. Temperaturile vor avea valori de la minus 1 până la plus 2 grade. În zilele ce urmează, vremea rămâne închisă. Mâine vor fi condiții de precipitații mixte în regiunile montane. La peste 1600 de metri însă vor fi și condiții de ninsoare. Va mai ploua în rest pe aici pe acolo, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 3 și plus 7 grade. Vântul se mai domolește, iar miercuri vor fi maxime peste cele obișnuite ale perioadei, de la minus 1 și până la plus 8 grade. Condiții de polei sunt anunțate în regiunea nordică a Moldovei și va ploua în prima parte a zilei în vestul și nord-vestul țării. În partea a doua a intervalului local vor fi precipitații și în restul teritoriului sub formă de ploaie. La munte, în regiunile înalte, va mai ninge, iar vântul va avea intensificări în zona montană înaltă. Acestea au fost informațiile pentru moment. Zi bună vă doresc în continuare! Scurtă pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, și revenim la fix cu știri proaspete. Stați cu noi!